Bună, draga mea. Sunt Luna Ala. Scopul și perseverența sunt calitățile esențiale necesare a succesului tău. Dacă te-ai născut pe 26 august, ești un lider și organizator născut, ai discernământ și ești capabilă să obții dedicație maximă din partea subordonaților. Uneori, este posibil să fie excesiv de autoritară dar în întotdeauna cinstită și simplă. Scopul tău este să te asiguri că lucrarea este făcută corect și va fi finalizată la timp. Examinez cu atenție situația și, înainte de a lua decizii importante, e în considerare toate opțiunile posibile pentru dezvoltarea evenimentelor. Eficiența și talentele tale manageriale pot fi utile în afaceri, producție, educație, știință sau guvernare. Tu rară ori poți ocupa o poziție de lider în afaceri, familie sau societate, de obicei preferi să lucrezi în aceeași echipă cu alții pentru a atinge un scop comun, uneori trebuie să lupți din greu pentru recunoaștere, dar mai des ești atașat emoțional de o personalitate mai puternică, fie că este vorba de un frate, sora, partener de viață sau prieten, fără de care nu-ți poți imagina existența. În fond, îți cunoști adevărata valoare, dar prefer să nu ți talezi virtuțile. Dacă ești mulțumită de rolul de asistent sau ai suficientă răbdare pentru a aștepta perioade mai bune în care ți se va acorda atenția cuvenită, vei fi fericită și destul de capabilă să lucrezi, dacă nu, atunci, din păcate, munca ta va fi neproductivă. Semnul tău zodiacal aparține constelației Fecioara. Fecioara este directă legată de semnele elementului pământ, care se disting prin următoarele calități, scrupulozitate, educație, flexibilitate, modestie, concluzie motivate, logică, decență. Ești guvernată de mercurul insidios și inventiv. Această planetă îți oferă o perspectivă și o minte vie, o memorie excelentă și o performanță excelentă. Îi atrași pe ceilalți datorită energiei tale strălucitoare și decenței profunde. Cu toate acestea, intuiția și tendința de a pune totul pe rafturi, te pot ispit la o critică excesivă, atât față de ceilalți, cât și față de tine însăți, dar ești mai liberă de introspecția epuizantă. Nu ești ușor de păcălit, ești fiabilă și activă, iubești copiii. Trebuie evitate aspirațiile excesiv de materialiste, criticile inutile, izolarea egoistă și dorința de a controla în mod insidios pe cei din jur. Datorită memoriei tale excelente și atenției pentru detalii, devii rar ori victima înșelăciuni. iar munca grea, combinată cu o energie de invidiat, îți permite să atingi înălțimul în orice afacere trebuie să-ți înfrânezi criticul interior. Altfel aceste lucru poate duce la timiditate excesivă, teama de a începe orice afacere din cauza fricii de eșec. Îți este indicat să lupți pentru împrăștierea ideilor tale și să dai frâul liber vivacității și curajului minții. Guvernatorul tău astral este Mercur. Acesta îți oferă caracterul critic și pedanteria. Mercur este un patron excelent pentru analiști, profesori și cei care lucrează în sectorul serviciilor. Planeta ta în exil este Neptun. Acesta este responsabil de respingerea incertitudinii, precum și de lipsa de reverență. Ești un raționalist neclintit, te străduiești pentru tot ce este mai bun în toate. Autombunătățirea pentru tine vine pe primul loc. Cariera, familia, prietenia se estompează. Ești un mare învățător, de regulă, ești intelectual dar primești și acumulezi cunoștințe nu atât pentru propria utilizare, cât și pentru transmiterea către posteritate. Trăiești după standarde, ești întotdeauna pe locul tău, nu tolerezi haosul, tulburarea. Acest lucru se aplică atât la domiciliu, la locul de muncă, cât și în viața personală. Adesea da impresia unui om izolat de societate și se observă că suferi de singurătatea ta. Dacă ajungi la extreme, făcându-ți milă de tine însăți, poți fi hipersensibilă la toate formele de negare și respingere. În acest caz, poți comite acte extravagante care provoacă dezaprobare în alții, renunțarea publică la cei dragi, schimbarea orientării politice, un stil de viață recluziv pot fi atitudini care te caracterizează. Cu toate acestea, dacă ai o voință puternică, atunci chiar și într-o stare de stres, vei acționa neobosit și fără plângeri cu privire la soartea ta. Poți fi un părinte minunat, pentru că înțelegi importanța ierarhiei și organizării în viața copiilor. Dacă ambiții personale nu depășești limita, încerci cel puțin să nu frustrezi copilul, forțându-l să se angajeze în sute de activități simultan. Cu toate acestea, dacă ești întristată de lipsa de talent sau de recunoaștere în propria carieră, copiii vor fi crescuți lipsindu-i de o copilărie normală. Îți place să lucrezi în culise. Negocieri separate, intrigi și secrete sunt elementul tău. Ești indispensabilă ca asistent pentru oameni cunoscuți. În politică și afaceri, îți meriți greutatea naur. Cu toate acestea, mai devreme sau mai târziu, cel mai adesea pe la vârsta de 55 de ani, te-ai putea opri și întreba, de ce am nevoie de toate acestea? O oh, Dumnezeule, ce s-a întâmplat cu viața mea? Așa este, mi-am imaginat-o în tinerețe după ce ți-ai pus întrebări similare. Ești destul de capabilă să renunți la drumul anterior și să mergi pe o cale completă nouă, în timp ce alții vor fi în stare de șoc tu nu vei simți nici cea mai mică vinovăție pentru schimbările făcute, principalul lucru pentru tine este noua libertate care îți permite să pierzi povara anilor anteriori. Te distingi față de alți nativi din fecioară prin astfel de trăsături speciale, ești dependentă, modestă, de încredere, ești un ideal de fidelitate, devotament și constanță. La prima întâlnire, pari rece impenetrabilă și indiferentă. Motivele acestui comportament constau în faptul că tu trebuie să cântărești cu atenție toate riscurile și să analizezi situația înainte de a-ți arăta emoțiile. Cum afectează data de 26 august soarta ta? Ai un caracter puternic. Te distingi prin calități precum curajul, capacitatea de a lua rapide decizii importante și de a-ți atinge în mod clar obiectivele ești destul de muncitoare și ești capabilă să depășești problemele de viață de diferite dimensiuni. Trebuie să-ți amintești că ești responsabilă pentru soarta ta. Prin urmare, soarta ta poate fi de succes dacă nu dezvolți calității negative în tine și te străduiești pentru obiective nobile, eventual făcând fapte bune. Ești caracterizată de inconsistență. Comportamentul tău manifestă calități paralele. Prin natură, Ești o personalitate puternică cu ambiții, dar în ciuda acestui fapt, nu te străduiești să ocupi poziții de conducere, din potrivă, încerci să rămâi în urmă și să pui în aplicare ideile altcuiva. Pentru tine, este foarte important să ai o persoană puternică în apropiere, pe care o vei face cu bucurie în care va deveni sensul tău principal în viață. Ești înzestrată cu un imens sentiment al demnității. Cert este că nu ești obișnuită să te lauzi cu realizările tale. Ești îndeosebit responsabilă de crearea unei familii și de a avea copii. Constelația Fecioară ți oferă atenție și grijă, făcându-te un tovarăș bun de viață. În prim plan vei avea educația copiilor, încercând să le oferi copiilor tot ce este mai bun. Singurul pericol care te pândește ca părinte grijuliu este dorința de a dezvolta în copilul tău acele calități și talente în care tu însă ți-ai dat greș. Compensând în acest fel neîmplinirea ta, îți supraîncarci copiii și le stabilești sarcini copleșitoare. Pasiunea pentru intrigi și burfe este principala zlăbiciune care te caracterizează. Tu ai o plăcere extraordinară în a afla secretele altor persoane și detaliile intime ale altor oameni. Discutând astfel de zvonuri cu oamenii potriviți în spirit, ești capabilă să-ți adaugi fanteziile. Poți fi complet în elementul tău în burfe, negocieri în spatele altora și intrigi. Dar, datorită acestui fapt, poți deveni cu ușurință mâna dreaptă și urechile unor lideri sau oameni celebri. În domenii precum afaceri și politică, ești pur și simplu de neînlocuit și foarte apreciată. Dragoste și compatibilitate. Uneori pari detașată, dar în adânc ești un adevărat romantic, mult mai pasională decât multe alte fecioare. Ești supusă unor schimbări obișnuite de dispoziție și nu ești cel mai bun partener pentru a trăi împreună. Însă, dacă reușești să-ți depășești problemele, Vei deveni un partener tandru, grijuliu, credincios și loial, cele mai multe șanse de a face o pereche ideală ai cu reprezentanții altor semne pământești ale zodiacului, taur și capricorn. Aceștia, la fel ca și tine, așteaptă de la o relație mai multă constanță și stabilitate decât un uragan al pasiunilor. Taurul te va ajuta să devii mai senzuală și emoțională. Iar Capricornul îți va înțelege cu ușurință dorința de ordine și organizare, posedând și gândire analitică, cu reprezentanții semnelor scorpionului sau leului, ai perspective destul de bune în viața de familie, în acest caz, ei vor fi în rolul sclavului, pierzând complet conducerea în fața ta, în același timp, nici leul, nici scorpionul nu te vor suprima, apreciindu-ți inteligența. Organizarea și consecvența, cele mai nereușite alianțele poți forma cu pești și berbec. Peștii, la fel ca și tine, nu sunt niciodată rezolvați din primul pas, sunt pasivi și închiși, drept urmare, relațiile cu peștii se estompează înainte de a începe. Berbecul însă, te suprimă cu presiunea lui, te sperie cu perseverență și imprevizibilitate un săgetător te va considera prea rece și distantă, chiar dacă ți apreciază inteligența și spiritul de ordine, dorința de cunoștere. Vărsătorul este mult prea invidios și avar pentru a se uita la tine, gemenii se vor plictisi ușor și vor lua imediat altă cale, balanța va crea multe nedumeriri și te va respinge lentoarea și lipsa ei de determinare. Totul este însă posibil neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Ești un bun analist, încă din copilărie ai fost meticuloasă, dorința de a înțelege lucrurile mărunte, de a ajunge la fundul esenței este forță personalității tale. De asemenea, ești caracterizată prin onestitate, răbdare, ești tolerantă față de ceilalți, nu ești înclinată să intri în conflict poți fi cu sânge rece, îți aduce aminte de nemulțumiri multă vreme, dar nu te oprești să te răzbuni. Ești ambițioasă și muncitoare. Pentru a-ți atinge rapid obiectivele îți lipsește perseverența. Poți deveni atașată de o personalitate puternică, ai tendința să ai încredere în lideri pentru orice. Domeniile tale de activitate pot fi diferite. Te poți afirma în știință, medicină, inginerie muzică. Rara ai putea opta pentru meserii ca bucătar, designer, munca pe apă dar nu neapărat marinar, alpinist industrial, sănătate și boli. Ar trebui să fii atentă la atitudinea excesiv de neglijentă față de simptomele fizice ale bolii. Deși petreci o anumită perioadă de timp să faci alegerea corectă, teama de necunoscută te poate descuraja să vizitezi un medic. În plus, Fiind foarte atentă la sănătatea celor dragi, poți foarte bine să o ignori pe a ta. Pentru tine, un membru al familiei ca observator sau un coleg sensibil va fi indispensabil, ești înclinată să-ți justifici atitudinea față de sănătate corice, lipsa timpului, pragul ridicat al durerii, etc. Ai nevoie de un somn sănătos și regulat, alimentație și exerciții fizice, ca bucătar și consumator ar trebui să depui eforturi pentru a-ți extinde orizonturile gustative. Încearcă să experimenteze o mâncare nouă și interesantă decât să mănânce în fiecare zi nou fără cusur. Destinul și norocul Universul ți-a destinat un caracter ferm, o natură persistentă, decisivă. Vibrațiile zilei sunt astfel încât să consolideze acele calități ale caracterului care predomină în tine. Dacă te străduiești spre bine, Înseamnă că oricui va fi confortabil lângă tine, vei avea mulți prieteni care ți oferă întotdeauna sprijin și asistență în orice. Vei putea realiza multe în viață, bazându-te pe ajutorul prietenilor și ajutându-i. Viața ta va fi strălucitoare și frumoasă. Și dacă ești predispusă la intrigi, bârfe, invidie, atunci, întărind aceste proprietățele naturii tale, vei fi dură, Mergând de la obiectiv peste capul altora, trădând oameni, îți vei atinge obiectivul prin orice mijloace. Arătând indiferență și cruzime, nu vei fi fericită. După ce îți vei fi pierdut prieteni, fără sprijin, vei fi lăsată în cele din urmă singură. Ce fel de viață vei alege? Totul depinde de tine. Sfaturi pentru tine. Ești predispusă la schimbări de dispoziție. Rezolvarea problemei este destul de simplă. Trebuie să mănânci corect și să dormi suficient. Trupul tău este armonios prin natură. Nevoile fizice nesatisfăcute sunt reflectate în starea psihologică. Uneori, acordul cu toată lumea nu este foarte bun. Învață să te ridici pentru tine. Fii mai persistent în drepturile tale de remunerare pentru munca ta. Nu trăi în umbra altora, ai puterea să stai în frunta ceva. Ai toate abilitățile necesare de conducere, folosește-le pentru a deveni lider, ce cadouri ți se potrivesc, în general, femeile nu sunt ușor de mulțumit și cu atât mai mult, tu care ești născută sub semnul fecioarei, poate că tu însă suferi de inconstanță, dar acesta nu este un motiv pentru a refuza să-ți ofere cadouri, în sfera cadourilor nu ești naivă, ești practică. Zelul de a duce un stil de viață sănătos și adecvat este o caracteristică a ta. Un abonament la un club de fitness, piscină sau spa, un bilet de vacanță, o carte despre alimentația corectă și sănătoasă, cu ilustrații și rețete vii, toate acestea te vor încânta. Un cadou de neprețuită de ziua ta de naștere poate fi un ajutor în pregătirea bucatelor pentru masa festivă dorința de a cumpăra produsele uitate. Tu poți fi mulțumită de cadourile pentru care femeile din alte semne zodiacale ar putea fi jignite, un aspirator, un set de prosoape, un set de lingerie de pat, o cutie de pâine din lemn. Dacă alegerea unui cadou pentru tine este un impas, atunci ți se poate dărui bani, dar este important ca cel care oferă să ghicească suma pentru că o sumă prea mică te va jigni cu zgârcenia celui care dăruiește și prea multă te va pune într-o poziție foarte incomodă. Un cadou bun poate fi un abajur elegant, râșniță de cafea sau o oală cu fundă dublu. Utilizarea unor astfel de articole nu contravine convingerilor tale. La fel sunt cărțile pe orice subiect, fie că este vorba de un volum de Rudolf Steiner, fie de un dicționar engleză român. Tu ai o atitudine foarte părtinitoare față de bijuterii, este mai bine să nu experimenteze cineva cu aurul, mai bine să se concentreze pe argintă de înaltă calitate. Nu-ți plac surprizele. Dacă cineva dorește să te mulțumească, trebuie să arunce o privire la ceea ce ai deja, apoi să-ți dăruiască ceva de genul acesta. Tu pui preț mare pe confort și locuință, prin urmare. Este mai bine pentru tine să ți se prezinte cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, tablouri, nu vei refuza o pătură confortabilă, un pulover cald de din mână moale, un set de șervețele pentru băutul cafelei, un set de lingurițe pentru aceasta, perdele de bucătărie, dar cu respectarea culorilor bucătăriei. Dacă ți se oferă un aparat de cafea, este indicat să conține și un set de filtre. Certificatul de garanție și instrucțiuni sunt foarte importante. Tu citești instrucțiunile chiar și pentru acele lucruri ale căror funcții îți sunt mai cunoscute decât inventatorul. Tu nu ai nevoie de ambalaje pompoase, sclipitoare. Din potrivă, dacă îl consideri prea scump, vei clipi puțin mai dezin ochi. Florile pentru tine sunt de fapt un simbol, deci este posibil să-ți fi oferit un buchete destul de modest, atunci când cadoul este mic, atunci florile pot fi mai reprezentative. Acesta este un portret general pentru tine, te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.